Apocalipsa 11, versetul 15 Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Întrebare Doamne, cum și când va fi acest lucru? Răspuns După ce îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță. În bunătatea lui, Dumnezeu răspunde la întrebările puse, dar nu totdeauna răspunsurile sunt cele așteptate. El răspunde după nevoile noastre și ale lucrării sale, nu după curiozitatea noastră. De aceea, de multe ori, răspunsurile sunt scurte. Pentru toate, lui îi se cuvine lauda, închinăciunea și mulțumirea, căci nu se uită la nevrednicia noastră, ci face totul după îndurarea și dragostea sa. Câteva gânduri duhovnicești. Numai din starea de cer, din locurile cerești, poți să vezi biruințele lui Dumnezeu, să vezi adevărata lui împărăție, să vezi adevărul său în toate privințele. În starea de cer ți se dă harul cunoașterii tainelor dumnezeiești și harul statorniciei în dragostea și împlinirea voii Tatălui Ceresc. De plin să treacă și împărăția mea, adică ființa mea, în stăpânirea ta, Dumnezeul meu și Mântuitorul meu. Amin. Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său. Hristos, în tălmăcire, înseamnă uns. Despre toți adevărații urmași ai lui Hristos se spune că sunt unși. Ioan 2, versetul 27. Deci, prin credință, au primit împărăția în mâinile lor. Ei sunt împărați, adică stăpâni peste ei înșiși, Roman 5, 17, peste împrejurări și peste lume. Acela este cu adevărat unsul lui Dumnezeu, adică face parte din trupul lui Hristos, care stăpânește sau împărățește peste lume, peste felul ei de a fi. Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, Hristosul, sunt una, stând pe același scaun de domnie și El, adică Tatăl și Fiul, va împărăți în vecii vecilor. Nu spune ei, ci El, Mare taină este unitatea aceasta. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl și Fiul, acum și în vecii vecilor. Amin. Vesetul 16 Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și i s-au închinat lui Dumnezeu. Întrebare Doamne, cei 24 de bătrâni sunt și ei martori la toate judecățile dumnezești desfășurate pe pământ? Răspuns. Da, sunt. Toate ființele din cer văd urmările păcatului, adică dezlănțuirea judecăților lui Dumnezeu asupra locuitorilor pământului, ca plată pentru călcarea dreptății sale. Toate ființele sunt martore și învață desăvârșit să nu se mai repete marea dramă prin care a trecut omul. Una din lucrările pe care cei 24 de bătrâni o fac mereu în cer este închinarea înaintea lui Dumnezeu. Vezi capitolul 4 cu 10, 5 cu 8 și 14, capitolul 19 cu 4. Într-adevăr, aceasta este lucrarea cea mai însemnată pe care o are de făcut făptura față de Dumnezeu, făcătorul. O, de-am învățat și noi credincioșii de pe pământ să aducem mereu închinare și laudă lui Dumnezeu, căci vrednic este. Numai cine se închină și laudă pe Dumnezeu cu adevărat este destoinic să înfăptuiască și alte lucrări pe marele ogor al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Versetul 17. Și au zis: Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule atotputernic, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Să mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce este el, ne ținând de tine, de nevoile tale, deci ne cerând de la el nimic este mulțumirea cea mai plăcută a lui Dumnezeu. Este jerfa din care omul nu ia nimic pentru sine, ci totul este al făcătorului său. Așa se închinau lui Dumnezeu și mulțumiau mulțumeau cei 24 de bătrâni. Ei erau fericiți de Dumnezeu, de persoana lui, de biruința și lucrarea lui. De aceea au izbucnit în mulțumire. La ei nu se gândeau. Numai când te uiți pe tine și nevoile tale și te predai cu adevărat lui Dumnezeu ca să te folosească El în lucrarea Lui, când vrea și cum vrea, este starea cea mai înaltă pe care el o așteaptă de la orice făptură. Cine dorește să ajungă la această stare, prin credință, poate. Dumnezeu este veșnic prezent și pentru el totul este prezent, și trecutul și viitorul. De aceea, noi cei mărginiți în timp și spațiu, putem să pricepem greu sau nu pricepem unele lucrări ale lui. Dar chiar dacă nu pricepem, să credem că tot ce face El este desăvârșit de bine și biruința este de partea Lui. Să-i mulțumim, deci, neîncetat, pentru tot ce este El și pentru toate lucrările Lui. Binecuvântat să-i fie numele în veci. Amin. Versetul 18 Neamurile se mâniaser, dar a venit mânia ta. A venit vremea să-i judeci pe cei morți, să-i răsplătești pe robii tăi prorocii, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să-i prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Întrebare. În timpul îngerului al șaptelea are loc învierea morților, unii pentru judecată și alții pentru răsplată? Răspuns. A sosit vremea. Reflexii personale. Deci, în această vreme, care nu știm cât este de lungă, va avea loc învierea. Întrebare. Este vorba despre prorocii și sfinții din toate timpurile? Răspuns. Nu. Mulțumesc, Doamne, de răspunsurile tale. Fi binecuvântat. În împlinirea planului său, Dumnezeu are vremi stabilite, peste care nu trece cu niciun chip. Nu este dat omului să știe precis ceasul, dar pe baza descoperirii dumnezești, înțelege când se va apropia acel ceas. Neamurile se mâniaseră, spune versetul. Un gând duhovnicesc numai neamurile, adică despărțirile de tot felul și religiile, se mânie la vederea stăpânirii lui Dumnezeu și a Hristosului Său, căci în versetele 17 și 18, tocmai din pricina aceasta s-au mâniat neamurile. Cine a intrat în Hristos, unitatea fericită, nu se mai mânie. Și astăzi se tulbură și se mânie numai cei stăpâniți de Duhul Despărțirii, Duh naționalist, confesionalist, politic, etc adevărații credincioși care fac parte din trupul lui Hristos și sunt stăpâniți de Duhul lui Hristos nu sunt cuprinși de stările acestea grele, mâniile, geloziile și luptele de care sunt cuprinse despărțirile, adică lumea. Cine ascultă cu credință sinceră, înțelege adevărul duhovnicesc. Slăvit să fie Domnul! Amin! Versetul 19 Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Întrebare. Doamne, cum a fost deschis templul din cer? Răspuns. Cuvântul templu este un fel de a vorbi despre închinarea care îi se aduce lui Dumnezeu pentru gerfa fiului său, arătată prin chivotul legământului său. Deschiderea templului înseamnă o închinare mai deosebită, mai crescută decât ce a fost până aici. Reflexii personale Prin jerfă, Dumnezeu a încheiat un legământ cu omul. Întrebare În timpul deschiderii templului se petrec aceste lucruri pe pământ? Fulgere, tunete, cu tremur și grindină? Răspuns În timp ce în cer se deschide templul, pe pământ se împlinesc judecățile dumnezeiești. Un gând duhovnicesc Templul lui Dumnezeu pe pământ este astăzi biserica cea vie, iar ea, cu duhul și felul său de a fi, se află în locurile cerești în Hristos Iisus. Efeseni 2, versetul 6. Aici, în biserică, este chivotul noului legământ, adică Hristos. Fiecare credincios în parte poartă în inima sa pe Hristos, arătând în trăirea de fiecare clipă felul lui Hristos de a fi. Vezi 2 Corinteni 3, versetele 2 la versetul 6. Slăvit să fie Domnul. Amin.